Bună seara, bun găsit, iată așa cum am promis. Am ieșit din pagina, nu știu, cred că am tastat greșit. Prima parte a previziunilor sunt în... și o să-l rog pe cel care administrează pagina, să-l rog pe colegul meu, pe Adrian Vravucu, să aducă și să exporte cele 6 zodii, să le lipească la ceea ce urmează să discutăm acum. Trec mai departe cu semnul balanțe, deci am primele 6, sunt înregistrate, dar sunt înregistrate pe... un vechi site de-al meu, nu știu cum au ajuns acolo, îmi cer scuze. O să facem ceva, o să le exportăm și o să le aducem la dumneavoastră. Merg mai departe cu semnul balanței. S-ar putea să te împiedici de o oportunitate pe care ai ratat-o săptămâna trecută. Este normal să fii prudent atunci. Acum ești gata însă să mergi, era normal, pardon, acum ești gata să mergi înainte. Luni, soarele din Vărsător în casa a cincea a copiilor și a creativității face un sextil cu Chiron din casa a șaptea a parteneriatelor. Astăzi este o zi de vindecare. Ia în considerare să petreci mai mult timp cu copiii, să te joci cu ei și să priviți la televizor o emisiune care vă place. Sau poate scoți un set de acuarele și hârtie și pictezi ceva și îi îndrumi și pe ei către ceea ce doresc să facă. Fă lucrurile care să te facă să te simți întreg. Marți aduce două aspecte interesante. Soarele care face pătrat cu Uranus din Taur în casa 8-a resurselor este o cale care aduce dorința de a risca pentru ceva ca să câștigi să ai câștiguri materiale. Și deși s-ar putea să dorești să cumperi, de exemplu, un bilet la o loterie pentru orice eventualitate, este mai probabil să te arunci într-o investiție, dar ți-aș spune să fii foarte atent ce anume dorești să vinzi sau să cumperi. Neptun face pătrat atât cu nodul nord cât și cu nodul sud. Acest lucru poate duce la evaluarea riscului ca acesta să fie extrem de dificil, deoarece arată fie minunat, fie că este un joc al destinului. Dacă nu te-ai descurcat cu această oportunitate în trecut, este un avertisment să nu mergi nici acum în aceeași direcție. Dacă este ceva nou, ar fi mai înțelept să găsești pe cineva care are cunoștințe în domeniu și să te ajute. Joi, luna plină din leu, are loc în casa 11 a prietenilor. Ai ocazia să te implici în ceva mai mare pentru a-i ajuta pe cei din jurul tău. Găsește o cauză în care să crezi sau un grup de persoane cu valori similare și implică-te activ în acest grup. Tot joi, Venus din Capricorn, în casa a patra a familiei, face conjuncție cu Pluton în timp ce Soarele face una cu Jupiter. Este posibil să fii nevoit să iei o decizie care să afecteze familia, casa în care locuiești sau persoana cu care locuiești. Unii dintre voi se pot muta, de exemplu, cu iubita sau este posibil să împachetezi peste noapte cu întreaga familie și să vă mutați în altă țară. Acest lucru este probabil legat de oportunitatea de muncă, dar acum ești gata pentru o acțiune decisivă. Fă toate acestea înainte ca Mercur să intre în retrogradare pe 30 ianuarie. Relațional, probabil că vei întâlni pe cineva foarte special săptămâna care vine. Profesional, destul de multe provocări la locul de muncă, dar fără îndoială, acestea vor fi o oportunitate excelentă pentru a merge mai departe în carieră. Din punct de vedere financiar, vei avea chef să cheltuiești banii pe obiecte de lux. Nu-ți face griji cu privire la finanțele tale, deoarece veniturile sunt în creștere și lucrurile sunt destul de bune din punct de vedere financiar. Ca sănătate, în această săptămână ești predispus la accidente, deci ai mare grijă, așa că cel mai bine ar fi să-ți asumi cât mai puține riscuri. Sănătatea unuia dintre părinți ar putea să-ți provoace probleme. Nu-ți face griji, sănătatea lor se va îmbunătăți într-un final, dar trebuie să fie un pic mai precauți și să nu fie viteji, pentru că la 60 de ani, să mă ierte Dumnezeu, nu mai ești ca la 20. Scorpion. În ultima săptămână au existat stări tensionate acasă, la domiciliu, inclusiv plângeri din partea membrilor familiei că nu ești atent sau că nu-ți petreci cu ei seriile. Săptămâna aceasta însă se lasă liniște și puteți discuta fără patimi. Luni, soarele din Vărsător, în casa a patra familiei și gospodăriei, face un sextil cu Chiron, cum spuneam, și la balanță, în casa a șasea însă a sănătății. Este un aspect de vindecare, cum am mai spus. În schimb, este
un schimb de mesaje cu iubitul sau iubita, oferă o sesiune de beauty dacă vrei sau o cină la lumina lumânărilor, acordă-ți o pauză fără căști care să-ți explodeze în urechi. Chiar dacă plouă sau ninge, plimbă-te ca să-ți limpezești mintea. Marți, o pereche de aspecte dau de gândit. Soarele face pătrat cu Uranus, care este în casa relațională a parteneriatelor. Anunță o schimbare a unor relații importante în viața ta. Apare cineva nou sau pleacă cineva apropiat. Un prieten ar putea să plece în celălalt colț al țării. Sau îți poți face un nou prieten care să devină în foarte scurt timp cel mai bun prieten al tău. Neptun face un pătrat atât cu nodul nord cât și cu nodul sud. Face lucrurile însă atenție, neclare, și îți poate concentra atenția asupra lucrurilor fără valoare, a lucrurilor mărunte și nu asupra celor importante. Și dacă analizezi lucrurile care se întâmplă azi, îngrijorat de viitor, probabil că Neptun este vinovatul. Este amuzant, chiar dacă ai trecut prin multe schimbări în viața ta, când te gândești la viitorul propriu. Este greu să-ți imaginezi cum se va schimba. Ai dori ca lucrurile să rămână la fel, dar să știi că schimbarea va avea loc. Luna plină de joi, din casa a 10-a a carierei, ești vizibil și ai putea fi în cărți pentru o promovare sau o mărire a salariului. Dacă ești în căutarea unui loc de muncă, depuneți rapid CV-ul pentru că vei putea să te angajezi. Tot astăzi, Venus face o conjuncție cu Pluto în casa a 3-a a comunicării, în același timp Soarele face una cu Jupiter. Aceste patru planete se reunesc pentru a-ți aduce ambiție, ești puternic în sine. Susținut de această combinație, poți face însă o mișcare deșteaptă, deci vezi ce faci, astăzi ai putea semna, de exemplu, un contract pe care ți l-ai dorit de foarte multă vreme. Relațional, o săptămână destul de amestecată în ce privește latura sentimentală, dacă partenera ta pare pierdută, este mai bine să-ți iei la revedere la următoarea întâlnire. Profesional, ce din industria turismului ar putea face o călătorie de afaceri cu toate restricțiile impuse. Cu toate acestea, este posibil ca această călătorie să nu ducă la rezultatele pe care le doriți. Va trebui să mai așteptați pentru a începe unele proiecte. Financiar, invidioșii te vor găsi provocator săptămâna aceasta. Vei dovedi cu ușurință că ești cel mai bun dintre toți. De asemenea, parteneriatele se vor dovedi benefice pentru tine. Sănătate. S-ar putea să existe câteva urcușuri și coborâșuri pe frontul sănătății. Scapi de durerile de cap care te-au tulburat în ultimile zile. Poți, pacienți, cei care au probleme cardiace în mod special și probleme de tensiune, să urmeze cu strictețe regimul pe care li s-a dat și să fie foarte atenți la riscuri. Nu este un moment bun să abandonați plimbările și antrenamentele zilnice. Ai putea să iei în greutate dacă mănânci haotic și la ore imposibile, cum ai obiceiul. Săgetător. Ai simțit în ultima vreme cum comunicarea a fost blocată și nicio informație nu mai ajungea la timp. Ei bine, acum blocajele au trecut. Luni, soarele din Vărsător, din casa a 3-a comunicării, cum mai spuneam, face un sextil cu Chiron din casa a 5-a, a copilor și a creativității. Este o zi bună să vindeci anumite răni și probleme legate de copii. Dacă în ultima vreme au existat argumente sau poate ai fost mai ocupat, acum este bine să te așezi la masa tratativelor sau să ai o discuție cu ei și să vezi cum lucrurile se reglează. Vindecarea poate avea loc spontan. Este de asemenea tămăduitor să faci orice efort creativ astăzi, cum ar fi arta, muzica, dansul. Marți, soarele face un pătrat cu Uranus în casa a 6-a a rutinei. Mă refer la rutina cotidiană. Acest lucru ar putea duce la o schimbare considerabilă în viața ta și în care ai putea lucra de acasă sau acum te întorci la birou, ori poți să investești în propria ta afacere. În același timp, Neptun din Pești face, cum am mai spus, un pătrat cu nodul nord și cu nodul sud. Este ca și cum ai sta într-un start bloc, într-o dimineață cețoasă și nu știi, auzi pocnetul pistolului de start, dar nu știi încotro este pista.
Ai în față un pod, un pod care se leagănă după cum bate vântul, dar care poate duce la succes. Schimbările care se întâmplă sunt pentru a te ajuta să mergi mai departe, dar asta nu înseamnă că a merge mai departe este și ușor. Luna plină din leu, de joi, are loc în casa spiritualității, în casa nouă. Ei bine, adaugi practici zilnice pentru a te conecta cu ghizii spirituali. Aceasta ar putea fi meditația sau aprinderea unei lumânări în fiecare dimineață și în mod special sunt indicate lumânările albe. Venus din Capricorn face o conjuncție cu Pluto din casa a doua a banilor munciți, iar Soarele din casa a treia a contractelor și acordurilor face una cu Jupiter. Există posibilități care ar putea aduce o mulțime de bani. Știu, toată lumea este nebunită că se intră într-o criză financiară. Vreau să vă spun că părerea mea este că nu se va intra, fac o paranteză acum, că nu se va intra în nicio criză financiară. Problema este dacă cum vor ști să gestioneze guvernanții noștri situații de genul unele firme și unele acțiuni de antreprenoriat au funcționat așa cum trebuia și au continuat să lucreze pe întreaga perioadă așa zisei pandemii. Este o pandemie, clar, e ceva ce nu ne putem explica pentru că se întâmplă foarte multe lucruri și uite cum încet, încet ies la iveală acestea. Dar trebuie să știți un lucru foarte important. Foarte puține firme n-au lucrat. N-a lucrat industria Horeca, deci industria ospitalității și turismului. Bineînțeles, astea au fost cele mai... Vreau să vă spun că vor fi două segmente care ușor, ușor vor începe să se ridice și vor merge mai departe. Problema este că vor apărea și bani, deși pare pentru foarte mulți când aud, mamă, faci bani, ai mă, iar bați câmpii. O să vedeți că de nu știi de unde va apărea o situație în care veți putea să vă supliniți veniturile. Unii pot fi rechemați la locul de muncă. Deci asta este un lucru foarte bun și atenție, cum mai spuneam, începe prima retrogradare a lui Mercur. Anul acesta Mercur va retrograda în semnele de aer. Deci sunt vizate rațiunea, deci în mod special sunt vizate acțiunile noastre, deciziile pe care le luăm, modul în care luăm aceste decizii, încotro vrem să ducem, nu cumva am greșit când am decis acest lucru, ne va obliga să revenim asupra acestor lucruri. Deci anul acesta semnele de aer sunt vizate în mod special și erorile de decizie, erorile de gândire. Relațional, șanse excelente de a găsi dragostea în cazul în care nu sunteți într-un cuplu. Iubirea înflorește într-un mod destul de surprinzător și asta te emoționează. Profesional, întâlnirile de lucru te vor ține ocupat. Stabilește-ți corect prioritățile pentru a păstra un echilibru în timp ce îți duci cariera în direcția în care trebuie. Financiar, vei fi extrem de ocupat cu probleme legate de împrumuturi și de investiții. Este posibil ca problemele de gestionare a timpului să-ți afecteze planurile. Ca sănătate, programul agitat ar putea face să-ți ignori sănătatea. Problemele restante vor fi sortate în această perioadă, provocând și un sentiment de ușurare. Presiunea la locul de muncă se va îmbunătăți. Între timp, nu uita să mergi la medicul de familie pentru un control de rutină și nu evita medicamentele preventive, dacă este necesar. Capricorn. Săptămâna trecută te-ai luptat pentru bani și era să fii pe punctul de a claca, dar săptămâna aceasta lucrurile vor reintra pe drumul lor. O să găsești soluția să poți să-ți achiți taxele și impozitele pe care le ai de plătit. Soarele din Vărsător, luni, în casa a doua a banilor câștigați din muncă proprie, dar și a valorii de sine, face un sextil cu Chiron din casa a patra. Cum spuneam, este un aspect vindecător. Începi să te tratezi cu mai multă atenție, cu mai multă amabilitate și înțelegere pe tine însăți. Ești ambițios și vei fi mai productiv atunci când te vei trata bine. Dacă tragi de tine, motivația se scurge. Marți, soarele din Vărsător face un pătrat cu stăpânul semnului Uranus aflat în casa a cincea, a investițiilor mici și a recompenselor. Ai putea avea oportunitatea care să ducă la mai mulți bani în viitor. Dar este un risc și trebuie să analizezi atât avantajele cât și dezavantajele. Nu lua totul cu ușurință. Tot acum Neptun devine focarul unui careu în T cu axa nodurilor lunare.
Ca stăpân al iluziei, Neptun te poate face încrezător sau te poate face să te îndoiești de tine. Este necesar să-ți petreci ziua examinând opțiunile și datele. Totul va fi însă în ceață. Acestea fiind spuse, cel mai bine este să mergi mai departe cu ceva, mai ales dacă este nou pentru tine, și să nu revii asupra ceea ce ai mai făcut. Luna plină de leu, de joi, are loc în casa 8-a resurselor de la alții. Acest lucru ar putea însemna obținerea unui împrumut pentru afaceri sau o refinanțare a unor lucruri pe care tu le faci. Este vorba despre recunoașterea faptului că oamenii din viața ta, cu cunoștințele și energia lor, sunt adevărate resurse pentru tine. Venus, din propriul semn, face conjuncție cu Pluto, iar Soarele din casa a doua banilor proprii cu Jupiter. Este o zi bună pentru a face cel mai mare salt spre obiectivele pe care le poți atinge într-o singură zi. Ia în considerare implicarea unui stagiu sau trimiterea unui scenariu la un concurs. Trimite scrisori sau mesaje directe oricărei vedete cu care crezi că poți colabora, mai ales dacă lucrezi în domeniul artei. Nu ai parte de asemenea susținere astrală în fiecare zi. Profită la maximum de energia de care dispui acum. Relațional nu vei fi lipsit de entuziasm în ceea ce privește dragostea. Profesional profită de noi oportunități care se ivesc în sfera profesională și ia decizii rapide pentru a beneficia de ele. Financiar nu vor fi probleme cu banii pe măsură ce ai lucrurile la mână și de asemenea posibil să faci investiții mai bune în această săptămână în sensul de a cumpăra o casă sau un apartament, ori poate un teren. Ai să vezi că lucrurile îți vin ca o mănușă. Sănătatea încearcă să te ții departe de obiceiurile proaste, cum este fumatul, dar acest lucru îți poate afecta sănătatea. Adulții tineri nu trebuie să recurgă la fumat ca la un mijloc de eliberare a stresului, dar tocmai asta e în vogă. Dacă urmezi un regim strict de exerciții, cel mai bine ar fi să o iei ușor, deoarece prea mult efort deodată nu este nici la bun. Vărsător! Ei bine, săptămâna trecută toată lumea părea că-ți stă în cale. Ei bine, acum obstacolele dispar ca prin farmec și poți să-ți vezi de viața ta. Luni, soarele din propriul semn face celebru sextil cu Chiron din casa comunicării și a gândirii. Cineva te poate ierta și te ajută să-ți vindeci relația. În plus, cuvintele te pot ajuta să te vindeci. Marți, soarele face un pătrat cu Uranus din casa a patra a familiei. S-ar putea să primești o ofertă de muncă în afara țării. Ai putea să te gândești să-ți vinzi casa sau să o închiriezi pentru mai multe venituri. Este posibilă o schimbare de carieră, mai ales cei care lucrează în industria imobiliară sau legislativă, deci cei care lucrează în tribunale, notar, eu știu, grefieri, judecători, se pot aștepta la o mutare la care se gândesc de foarte mult timp. Neptun, în casa a doua banilor proprii, face pătrat cu axa nodurilor lunare. Toate deciziile pe care încerci să le iei astăzi, mare grijă, pentru că Neptun face să confunzi lucrurile. Probabil te uiți la câteva opțiuni care îți sunt familiare, te simți în siguranță, dar apoi vor exista opțiuni care se află în afara zonei tale de confort, la un nivel la care nici măcar nu te gândești și în aceste opțiuni perspectiva ar putea fi cel mai bun mod de a merge mai departe, să vezi încotro duc lucrurile. Luna plină din leu de joi are loc în casa a șaptea relațională. Acest lucru ar putea însemna că voi doi, apropiați, vă distrați și vă bucurați unul de celălalt. Dacă ești în căutarea dragostei, acum este momentul să arunci prosopul în ring, gata de întâlnire. Tot astăzi Venus din Capricorn face conjuncția cu Pluto. Pluto este în casa a 12-a talentelor ascunse, a abilităților psihice, a lucrurilor neștiute. În același timp, Soarele face o conjuncție cu Jupiter. Astăzi ai putea avea parte de o oportunitate care să fie în concordanță cu cele mai puternice ambiții sociale și personale. Impactul energetic este extrem. Deci, este timpul să faci cel mai mare pas în carieră, cum ar fi să anunți care este locul de muncă, să renunți la locul de muncă actual și să programezi vizionarea unor apartamente sau unor terenuri și să te îmbraci la 4 ace, ca să zic așa, să te duci la firma la care dorești foarte mult și să pui pe masă proiectul pe care l-ai în minte. Ai să vezi ce rezultate vei avea.
Relațional va fi o săptămână distractivă când vine vorba despre problemele inimii, mai ales pentru tine care ești vărsător. Profesional, reușești să-ți creești o nișă în plan profesional. Este o săptămână foarte bună pentru cei care doresc, de exemplu, să aibă o carieră în aviație. Visele tale se vor împlini și probabil îți vor duce cariera pe culme gândite. Financiar, nu investi în scheme rapide de bani, deoarece vei sfârși prin a regreta mai târziu. Ca sănătatea, vestea bună este că dai jos kilogramele care te-au în plus, care te-au îngrijorat. Cu siguranță vei observa o mlădiere a taliei și o stare generală mai bună. Tenul tău va avea o strălucire naturală și mai sănătoasă. Toate acestea au fost posibile datorită efortului depus în ultimele săptămâni. Noua formulă de antrenament a dat rezultate excelente de care vei beneficia dacă depui puțin efort. În sfârșit, ajungem la pești. Pești, s-ar putea să simți că energia ta se scurge într-o direcție și nu spre gestionarea problemelor de viață. Săptămâna aceasta însă ai parte de vindecare și tu și te poți odihni. După cum știi, soarele din vărsător face sextil cu Chiron din casa a doua a valorii de sine. Este un aspect vindecător în care este bine să te răsfeți și să te complaci. Acest lucru ar putea însemna o baie cu spumă sau statul în pijamale toată ziua. Ia în considerare și o muzică relaxantă, ambientală, citit unei cărți preferate sau pur și simplu privitul pe fereastră. Marți, soarele din casa a 12-a abilităților psihice face un pătrat cu Uranus din casa a 3-a comunicării. Probabil vei primi un mesaj care poate aduce o schimbare enormă în viața ta. Aceasta ar putea fi o ofertă de muncă sau schimbări radicale în ceea ce privește afacerea și care te va împinge într-o nouă direcție. Neptun din semnul tău face pătrat cu nodul nord și cu nodul sud. Mulți se luptă cu aspectele confuze ale lui Neptun săptămâna aceasta și cu toate acestea, Neptun, care este conducătorul tău planetar, această energie magică îți poate dezvălui lucruri extraordinare. Este posibil să ai o mare claritate cu privire la direcția în care trebuie să mergi. Nodul nord, știm foarte bine, arată viitorul, cum ar putea fi viitorul, iar nodul sud îți aduce instrumente cu care să poți face posibil acest viitor. Luna plină din leu de joi are loc în casa a șasea muncii, a rutinei cotidiene. Unele rutine pot ieși în cadrul cu modificările pe care le-ai adus încă de la începutul săptămânii. Este un moment bun pentru a privi ceea ce faci în general, pentru sănătatea ta și pentru a apela la câteva mici obiceiuri care să te ajute, cum ar fi mișcarea sau meditația cel puțin 5 minute pe zi. Venus din casa 11-a viitorului face conjuncție cu Pluto în Capricorn. Soarele în casa 12-a, casa de spiritualitate, face și el o conjuncție cu Jupiter. Cu cât te conectezi cu mai mulți oameni astăzi, prieteni, familie, potențial colaboratori și mentori, cu atât Universul îți va oferi mai multe oportunități. Este o combinație foarte fericită de planete care ar putea deschide o ușă neașteptată. Relațional, o ciocnire a promisiunilor între tine și partenerul tău este foarte probabilă săptămâna aceasta. Este posibil ca neînțelegerile și argumentele să vă afecteze relația pe care o împărtășiți. Profesional, vrei să discuți cu o persoană de rang înalt o problemă la locul de muncă. Aceasta s-a transformat într-una uriașă și ți-a scăpat complet de sub control. Poți încerca să ceri sfaturi și îndrumări, dar este posibil să nu te ajute. Financiar, creditul luat după discuția cu un consultant financiar cu experiență va fi cel mai profitabil. Ca sănătate, este o săptămână bună pentru cei care suferă de probleme digestive sau stomacale. Sigur, găsești un remediu care să funcționeze efectiv. Dar pentru ca acest lucru să meargă, va trebui să faci schimbări radicale în stilul de viață și să urmezi sfatul medicului. Părinții ar putea suferi de probleme legate de tensiune arterială, așa că trebuie să fii foarte atent și să eviți în permanență stresul. Iată că am ajuns la final cu previziunile pentru săptămâna 25-31 ianuarie. Am să spun ceea ce am spus la început. S-a întâmplat o mică încurcătură. O să export materialul cu primele 6 zodii. Am ținut
într-un site mai vechi de al meu, nu știu cum s-a produs, am apăsat probabil pe ceva din greșeală, o să-l exportăm și o să-l lipim la ceea ce am discutat de la balanță încoace. Nu uitați, săptămâna 25-31 decembrie, ianuarie, doamne, sunt foarte obosită pentru că am venit de pe drum și primul lucru care am vrut să stau de vorbă cu dumneavoastră. Trebuie să nu uitați că Mercur va începe prima retrogradare pe sâmbătă, pe data de 30, pe data de 30 ianuarie. Deja am intrat în ciclul pre-retrogradării, cum se spune, adică a început ciclul în sine. Să fiți foarte atenți la deciziile pe care le luați, pentru că anul acesta Mercur va retrograda în semne de aer, deci în Vărsător, Gemeni și Balanță. Dar la Vărsător vizează decizia posibilă a locului de muncă, a unei erori pe care le-am făcut de decizie mai în urmă cu câțiva ani, acum vreo 4 ani. Pentru Gemeni, decizia sau eroarea în sine stă în ceea ce spun, să fie foarte atenți ce transmit, iar pentru Balanță, în echilibru pe care ei nu au voie să-l depășească. Este un, cum să spun, un țel al lor, dacă vreți așa, un țel care este imprimant la nivel de inconștient și îl ține tot timpul în priză. Acestea fiind spuse, vă doresc o săptămână plăcută. Îmi cer scuze de încurcătură. Sper că cu Adrian o să remediem cât mai repede acest lucru. Vă doresc sănătate, o săptămână excelentă și Dumnezeu și astrele să vă binecuvânteze destinul. Noapte bună!